Bună seara. Spuneți-ne concret ce ați vrut să spuneți în legătură cu acel grup care ia decizii și de când aveți dumneavoastră aceste nemulțumiri legate de situația din partid? În primul rând că această nemulțumire nu e numai a mea, e o nemulțumire la nivelul partidului. Apoi, eu am mai spus asta de nenumărate ori despre Republica Guvernamentală, despre faptul că nu se comunică în jos, ci totul rămâne la nivel de conduceri ale partidelor și și la nivelul guvernului. Nu e nimic nou în ceea ce spun. Spun doar ceea ce se tem mult să spună, că suntem captivi, asta am spus, am fost întrebat și de-aia am răspuns, că suntem captivi acestei dorințe de a-l avea pe Crin Antonescu președinte, dar că sunt nemulțumiri vis-a-vis de modul în care se negociază și se tratează cu PSD-ul. E riscant ce faceți dumneavoastră dacă ne gândim la ce s-a întâmplat cu alți colegi liberali care au fost dați afară pur și simplu din partid, tocmai pentru că au avut o părere diferită de a domnului Antonescu. Nu cred că e aceeași situație, îmi pare rău, dar domnul Chiliman l-a atacat personal pe Crin Antonescu. Eu nu l-atac nici pe Crin Antonescu, nici pe ceilalți, doar atrag atenția și spun ceea ce se tem ceilalți să spună pe față, dar în privat o spun că liberalii sunt nemulțumiți de relația noastră cu PSD-ul. Dar relația noastră cu PSD-ul nu se datorează mie sau celorlalți parlamentari, ci conducerii PNL-ului. Și plus, avem aceeași nemulțumire parlamentarii față de relația cu guvernul. Noi n-am văzut un ministru în Parlament din Paști, în Crăciun, dacă l-am văzut și atunci numai dacă n-a avut ce face. Miniștrii își fac de cap pentru că îi lasă conducerea partidelor. Cine conduce guvernul? Ponta, președintele PSD. Dacă Crin Antonescu și Victor Ponta nu iau atitudine față de miniștri și nu cer un respect față de parlamentari, normal că ei fac ce vor acolo. Noi aflăm de la televizor despre regionalizare, noi aflăm la televizor despre reforma unor ministere sau unor direcții. Nu e normal așa ceva, pentru că ei uită că noi suntem armata partidelor. La europarlamentare, la prezidențiale, la referendum, vor avea nevoie de noi, parlamentari, și de către șefii de filiale. Nu ei vor aduce voturile. Bun, dumneavoastră spuneți că deciziile nu sunt anunțate în ședințele PNL-ului, așa cum ar fi normal ca toată lumea să le cunoască, ci sunt luate undeva la vârf, mai degrabă în USL și mai degrabă deduc de către Victor Ponta, iar domnul Antonescu le preia, nu știu, fără să le... Nu cred eu că Victor Ponta conduce USL-ul de unul singur. Așa cum nu cred că nici el și cu Crin Antonescu conduc de unii singuri. Sunt un grup, conducele celor două partide. Problema e că nu se discută în partid. Nu se mai discută, cel puțin la noi. Nu știu ce fac ei la PSD, poate că ei discută. Nu se discută și nu se dezbat problemele în partid, iau decizii sus, se comunică executarea. Domnule Bodea, sunt mulți colegi care gândesc ca dumneavoastră? Eu pot să spun că da, mai toți parlamentarii liberali cu care am vorbit au același sentiment. Dar mulți se tem să spun acest lucru pentru că unii au funcții, unii conduc filiale care au oameni în funcție și se tem de repercusiuni. Din păcate, asta nu e sănătos pentru partid. Eu vreau să ajungă Crin Antonescu președinte și nu am nicio problemă nici cu Victor Ponta, nici cu el, dar nu e sănătos pentru partid că nu se comunică și nu se lucrează în echipă. Care ar fi soluția? Comunicarea. Comunicarea, bun, dar dacă până acum nu s-a întâmplat, deși au fost voci în partid care s-au plâns de lipsa de comunicare, credeți că ar trebui la un moment dat, nu știu, organizat un congres extraordinar, poate? Sau, am avut congres, i-am dat un vot domnului Crin Antonescu, nu mai e cazul. Problema e, noi trebuie să spunem, până când cei de sus, miniștri, ceilalți, vor înțelege. Dacă nu, vor veni iar la alte congrese și vor fi sancționați, dar eu cred că de aceea vorbesc deschis și nu mă tem să spun, suntem un partid național liberal, până la urmă nu e un partid dictatorial sau încă nu e, eu prefer să spun ceea ce văd și ceea ce simt. Și simt că nu se comunică între guvern și parlament, suntem remorca guvernului și studiul care a apărut a confirmat, dacă vreați un studiu oficial, că au trecut mai multe ordonanțe decât legi propuse de parlamentari. Suntem o mașină de spălat ordonanțe, de urgență, ceea ce nu e normal. Bun, și dumneavoastră bănuiesc că v-ați spus punctul de vedere, dar nu v-a ascultat nimeni, sau cum au stat lucrurile? Eu sunt doar un simplu senator și membru în birou permanent de la Bihor.
pot să spun la Bihor, pot să spun în grupul parlament senatorial de la noi, de la al PNL, de la Senat. Mai mult n-am unde, sunt membru în delegație permanentă care se întâlnește din când în când și unde sunt sute de oameni. Și cu președintele PNL Bihor, cu președintele PNL Bihor ați discutat? Da. Și dumnealui ce părere a avut? Asta trebuie să-l întrebați pe dumnealui. Nu vreau să vorbesc în numele altora. Am înțeles, am înțeles. Bun, problema ar fi așadar legată de comunicare și ar veni și din partea PSD, nu? Nu neapărat domnul Antonescu e de blamat aici. Eu nu am de ce să acuz PSD. Pot să-l acuz pe Ponta că ori îi lasă pe miniștri să facă ce vor, ori nu îi stăpânește calmea, ori poate că face parte din strategia lui și a celorlalți să nu comunice cu noi și să călărească Parlamentul. Problema e că noi vom avea și avem deja probleme cu electoratul. Pentru că oamenii nu înțeleg ce se întâmplă și noi suntem luați prin surprindere întrebându-ne ce-i cu aia. Și eu nu știu, tocmai am aflat de la televizor ce face ministrul cu tare sau guvernul sau ce planuri are.